G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei, la Darksiders 3! Doamne Dumnezeule, în sfârșit! Nu vine să cred că am reușit să fac rost de Darksiders 3. Le mulțumim celor de la THQ Nordic pentru că ne-au oferit o licență cu acest joculeț. Hai să intrăm, hai să intrăm. New game. Toate setările sunt la maxim, by the way. Tot e pe Epic, da? Deci nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Nu știu nimic, deci nimic. M-am uitat foarte puțin la trailere, extraordinar de puțin. Nu vreau să știu absolut nimic. Știm oarecum, dacă ne va aduce aminte ce s-a întâmplat în primele Darksiders, am vrut să fie o experiență cât mai curată, ca să zicem așa, da? New game, my friend, new game, start new game, yes, I want to start new game. Te rog frumos. Bun, choose difficulty. For players who are looking for a challenging but fair experience. Nu, ce ești nebun, vrem povestea. Left mouse button. The creator construct a universe teeming with imperfection, misery, sin. Among the scholars of both heaven and hell, this query is known. Deci creatorul a făcut o lume plină de imperfecțiuni. If sin is itself a part of the grand design, is not sin then, by definition? Dude, stai că ne ia cu filozofie. A question for the sages. The one particularly restless bunch kept a robust relationship to the topic. The Nephilim. Spawn of angels and demons. Warriors. Relentless, unstoppable, blood mad. Cei patru călăresc în Nephilim. They were betrayed by four of their own. Da, care și-au trădat neamul. Death, fury, furie and strife. The four horsemen of the apocalypse. Cei patru călăreți ai apocalipsii. Inconceivable power was bestowed upon the traitors by those sworn to maintain symmetry twixt order. Twixt. Ce cuvânt? Twixt. Consiliul, mă. Bear witness as the council holds court to end the Nephilim war in the name of balance. În numele echilibrului. This is the new pact. War, bringer of worldwide fire. You are the juggernaut of all pain. Doamne, ce... Oh! Doamne, cum a scris! The juggernaut of pain. Engine of Rage. You are the machine that... Are we to waste our time on ceremony or are we to fight? Step forward and recognize Hoffman. You are the most impatient. Cea mai nerăbdătoare din neamul tău. Dancing on the edge of your own reality. Your brothers understand the undertaking set before them. But do you? Still talking. Shall I have Death fetch us some tea? Or can we get on with it? Fury, your role in this story is yet to be written. I wonder, will you light the flame of creation anew? Or stomp out the embers for good? Dude, deci felul în care e scris, ești nebun, deci mor, mă iau cu fiori. Dreams more thrilling than reality. Had I known the new pact would be so exciting, I would have let walls separate my head from my neck then and there. Ah, ok, deci așa aduce aminte de pactul inițial. E posibil să mor de plictiseală? Rampage. Bored as I am, perhaps I'm just lazy. If I didn't love you so much, I'd kill you just for something to do. S-a auzit hornul. Finally. Dude, please, please, please tell me you're a planet of demons that needs slaying. Or two. War. What pathetic fate have you brought upon yourself, brother? Watch your tongue.
I may be least favored of all the horses, but my tongue never found me chained to a rock like some dog. Fury, approach us. I take it there is a mess that needs tending to. Though you jest, you speak true. War has broken his vows to this council. Da, asta era ideea. Pe nedrept l-au acuzat pe război ca a spart al șaptelea sigiliu. As we speak, Earth falls beneath the spears of heaven and the hammers of hell. So the horsemen are to ride. No. Wavachar Council seeks to understand how and why the traitor war has committed this abominable act. There is a matter that requires... Atenție delicată! We should have called strife. El este cel delicat. Cele șapte păcate mortale. The balance between order and chaos is already in jeopardy. The seven cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the sins, it required all four of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. If you would trade obedience for a title, so be it. But never make a demand upon us, horsemen. You depart immediately. Watcher. Îi dă un Watcher. I must admit, this is a fortuitous fate. A Watcher? You doubt my allegiance? Please, be not cross. I am such an admirer. Scratch that. I'm a fan. You are the horseman. The only one that matters. Enough! I will allow you to accompany me. Just stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast, silent. More silence! Go! Seek out the place called Haven. Your quest for the Seven Deadly begins there. Fury, wait. Whatever has passed between us, search your heart. Zi, mâncați-aș! I believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury. Forces conspire against us. Heed my words. Nu știu când o să avem suficient timp ca să pot să analizez ceea ce s-a întâmplat și să discutăm. Hai să vedem ce ne dă în continuare. Serios, chestia asta era cinematicul de început în primul Darksiders, în puii mei. Oh, deja? Dude, a fost gen 9 minute de intro. Ok. Bun. Oh my god. De ce mă văd în dublu așa? Cât de șmecher. Primul și în primul rând, elefantul din cameră. Grafic. Am văzut în cinematic, am văzut la început de acolo de tot. Texturile nu sunt extraordinare, da? Dacă ne dăm super, super aproape, vedem că nu este textură 4K. Buba este că jocul ăsta nu se joacă așa. Se joacă mai de la distanță și este o alegere artistică, fraților. Dacă aceea îți aminte că primul Darksiders, la doilea Darksiders și chiar și în versiunile remastered, așa arată jocul. Deci așa arată jocul. E făcut așa, să-l privezi mai de la depărtare, un picuț. Bun, ca și FPS-uri, este pus la V-Sync 60 de FPS-uri ca să nu avem probleme cu frame rate-ul sau chestii de genul ăsta, deci se mișcă ok, e pe Epic. Bun, hai să ne aducem aminte un picuț ce s-a întâmplat. Ideea este în felul următor. Ideea este că cumva a apărut, deci iadul și cu raiul, da? Bun, și după aia a apărut și oamenii. Al treilea tărâm magnific, făcut de creator, da? Ok? Și s-a pus acest consiliu magnific și mirobolant să fie un păstrător al echilibrului. Consiliul ăsta magnific și mirobolant a pus un sigiliu pe o pace temporară între cele trei tărâmuri. Un sigiliu care de fapt sunt șapte.
Da? Și ideea era că în momentul în care se va sparge și al șaptelea sigiliu, în momentul ăla va fi un război total și complet între cele trei tărâmuri. Buba este că se dorea spargerea celui de-al șaptelea sigiliu în momentul în care cel de-al treilea tărâm, tărâmul oamenilor, va fi pregătit. Adică să avansăm suficient de mult tehnologic sau ca ființe încât să fie cât de cât echilibru între cele trei tărâmuri și să fie o luptă all out, știi? E, ideea este că al șaptelea sigiliu a fost spart, nu se știe de către cine, se presupune că chiar de Consiliu în sine. Și am auzit hornul, da? Hornul l-auzim și în Darksiders în primul și în al doilea și de data asta și în al treilea, semnificând spargerea celui de-al șaptelea sigiliu. War, război, când a auzit hornul, a venit cumva direct pe pământ, dar am descoperit pe parcurs că a fost toată chestia o înșenare, cumva ca să despartă cei patru călăreți ai Apocalipsei și că veni vorba și stai așa, că veni vorba mai încolo, povestim și asta cu nefilimii. Așa, și drept urmare cumva or a bătut el ce s-a bătut pe acolo, n-a făcut mare lucru, după aia în Darksiders 2 a venit Death, moartea, da? Care nena asta cumva s-a trezit la un century. Ah, 100 de ani la 200 de ani după începerea Apocalipsei și când deja nu mai exista om pe pământ, da? Și scopul Darksiders 2 a fost să cumva să refacă ființele umane, deci să-și dea sufletul, să-și dea, să se sacrifice pentru a o a doua geneză, ca să zicem așa, da? Și acum, de data asta, în Darksiders 3, o avem pe Fury, pe Furie, care ea este trimisă de către Consiliu, deci, din nou, observăm că fiecare e împărțit, nu sunt cei patru uniți, da? Ea este trimisă cumva, că vezi, Doamne, cele șapte păcate mortale, deadly sins, au scăpat cumva și trebuie să se ducă și să le rezolve ceva de genul ăsta, da? Bun, să sperăm că ne-am făcut cât de cât și aproximativ o idee generală. Hai să vedem ce armă avem noi de obicei. Adică teoretic avem așa, biciul furiei. Click dreapta face ceva, nu face absolut nimic. Hai că o să vedem pe parcurs. Bun, dacă e ceva mai interes. Opa. Ok, chestia asta o aveam și în, nu mai știu dacă și în al doilea Darksiders, dar în primul sigur îl avem. Suflete. All enemies will release soul lurches upon death. Blue lurches act as currency, green lurches replenish your Nephilim's respite, and yellow lurches fill your wrath bar. Cuvinte grele și încurcate și premium. Deci ca idee generală, sufletele albastre putem să le folosim pe post de monedă, pentru că sunt convins că o să fie Vulgrim iarăși în jocul ăsta. Gușterul, așa, green lurches, cele verzi, respite, probabil că viața, mă gândesc că așa era și în celelalte, iar cele galbene ne încarcă bara de furie. Oh, ce dă băiatul! Bun, frumos. Acum, în general, jocurile Darksiders au fost jocuri care s-au bazat foarte, foarte... Caps to focus fury on a single enemy, use two cycles through enemies... Caps to focus fury on a single enemy. Just... Aha, ok. De ce caps? De ce nu tab? Time your dodge to avoid damage. Shift to dodge. Ok, ok, ok. Dar de ce caps? E foarte dubios să folosești capsul ca să te focusezi pe un singur dinamic. 2 secunde să vedem dacă... Oh, ce frumos. Stai ce? Mamă, frate. Așa, spuneam că toate Darksiders, toate jocurile Darksiders se focusează pe comburi. Deci o să fie foarte, foarte interesant să vedem. Mamă, cine o dă, frățică. Bun. Ce am văzut apropo de trailere? Am văzut trailerul de la început din Alpha. Din Alpha, bă, tot anul ăsta a fost și ne prezenta un picuț așa de luptă și Buba acolo, chestie foarte, foarte... fii atent că oamenii au pus la frip ceva. Interesant că sunt demoni noi. What the...
Ok, interesant. Până ne acomodăm și cu shift-ul, speram să am un dash în aer. Dar da, doar sar și după aia mă stomp. Ok, interesant. Așa, și în alfa-ul ăla respectiv nu simțeai că îi lovești. Nu știu dacă cum să vă exprim chestia asta. Dădeai în ei și oamenii nu dădeau una, le scădea viața, dar nu se dădeau peste cap că dădeai cu biciul în ei. Era foarte, foarte enervant. Ok, întrebare. E ceva de mâncare pe aici? Nu, doar am... ce ai făcut, mă? Bă, cu din astea, mă? Mamă, sunt foarte, foarte curios dacă o să avem iarăși chestii ascunse ca în Darksiders. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult Darksiders 1, fraților. Darksiders 2 nu m-a... Ok, păi e în aer. Ok, poate că nu ne lasă pe aici. Darksiders 2 nu m-a încântat atât de tare. De ce? Pentru că... se punea foarte mult accentul pe ideea asta de... smelt heal. Ok, avem cristal de genul ăsta. Și care era? Cum a zis, mă? T sau nu? T ca să treci prin ele. Tabu ce face? Dacă ține apăsat shift-ul, nu... Stai, ce? Mă. Ok, deci dacă stau pe loc, shift-ul pur și simplu mă aruncă înapoi. Ok, interesant. Stai că a început muzicuța. Darksiders 2 se concentra foarte mult pe looting. Și chestia asta mie nu mi-a plăcut absolut deloc. Faptul că nu aveai o singură armă, o armă legendară, cum era în Darksiders 1, cum era arma lui Război, pe care să o tot upgradezi. Asta, chestia asta nu m-a încântat absolut deloc. Bun, dudule, aici mă aștept să fie... Ok, bun. Și pur și simplu aveai niște, mă rog, în funcție de ce arme îți doreai, ce arme alegeai, le găseai pe jos, ți le mai upgradeai, aveai unele care consumau, alte arme erau cu... Deja dăm de primul păcat, mă? Haven. A haven for what, vermin? Humans, mistress. Adorable. Build a house of sticks during the end of the world. Where exactly do we go from here? I know not but what the council commands, mistress. The quest for the seven begins here. Envy. Mine! Humans, haven, everything here! Nvidia. Mine! Move on, horsemen, or ye be mine too! Pleacă de aici sau și tu vei fi a mea. Eu am o misiune. Protejezi oamenii? Humans think creation favors them. They are apes, crawling. Oamenii sunt niște maimuțe care se trăsc prin pământ. Quite the grudge you're carrying. I will take. Da, e envy sau greed? Că nu mai au nimic. Vor fi jucăriile mele până se vor strica. Nu poți să mă oprești. Nu sunt pentru umanitate aici. Sunt toată numai a ta. Nu! Ok. Nephilim Respite. Ok, bun. Apasă R pentru a îți reîncărca sănătatea atunci când Nephilim Respite is your active consumable. Ok, deci shardurile alea, cioburile alea de verde, trebuie să le consumăm. It will reveal itself by assuming green souls lurches from fallen enemies. Press Q to quick select the Nephilim Respite if it is not your active consumable. Ok, asta o să trebuie să ne obișnuim pe parcurs. Deci Q ca să ne selectăm Respite-ul și R pentru... Bun. Q este deja și R... Oh, da, ok, se... Măi, trebuie să mă obișnuiesc cu shift-ul. Oh! Ok, trebuie să sărim. Hai că ne aruncă direct în... îmi place. Ok. Unii jumată. Poate că ar trebui să ne focusăm pe tine. Mamă, deci nici nu m-am obișnuit ca lumea cu controlele. Jesus. Face me.
Păi și nu pot să ajung la ea, fată. Nu. Nu pot să ajung la tine. Cum ajungem la tine, man? Se reîncarcă, mă. Ok, aici pot să sar? Nu, stai. Nu pot să sar. What the? Se repar. Ah, uite mă aici, mă. Ok. Mă, dar nu înțeleg. Invidie? Ce legătură are? Nu sări. Ah, firar. Ok, stai că e ceva cu prostiile astea. Dar nu știu ce. Ok, a murit complet acolo. Îmi dă chestiile prin text și mă dă peste cap și nu înțeleg ce se întâmplă. Că nu pot să fiu atent în două locuri în aici. What? Ce, mă? Ăla-i, mă, însuși și m-am adus-o pe... Ah, cu săritul e mai dubios. Da, cu săritul e super dubios. Ăla-i tati. Oh, ho, ho, ho. Come on. Mai picăm mult, mă, mâncați-și. Ok, și iar se regenerează gușterița. Aha, deci. Bun, și de aici, aha. Bun. Nu, come on. Așa, prinde-te, fată. Bun, și de aici. Ăla-i, tati. Ah, la naiba, că nu mai am. Ăla-i tati. Pretty. Come and get it. That's mine. Mistress, not to be a bother, but weren't you supposed to catch envy? I did. Nu trebuia s-o prins pe invidie. Chiar asta am făcut. Uite, privește. This talisman. Talismanul ăsta. E un vas. It will make a fitting prison for the others once their physical forms have been broken. Okay. If I may, there is a sort of hum emanating from the talisman. That glow will indicate when one of the seven is nearby. I know. So wise. You are all that the council promised, mistress. I'm beginning to enjoy the sound of your voice, Watcher. Okay, the talismans of the sin will guide you to the deadly sins. It is displayed at the top of the screen and directs you towards the nearest sin. Semnul respectiv indică cel mai apropiat păcat, iar punctele albe indică celelalte păcate care sunt accesibile în momentan. Ok? Bine, cum zici tu? Cum zici tu? Te cred pe cuvânt. Da, deci e foarte dubios. Lurker crystals. Aceste cristale... sunt spirite în formă de cristal. Poți fi sparte în inventarul tău pentru a obține spiritele capturate acolo. Ok, interesant. Sunt curios asta. Ce e asta aici? Ce ești tu? Ah, o chestie pe care poți să o omor. Ok. Niște spirite așa random.
Bun, asta una la mână. Două întrebări înainte să urcăm pe acolo, pe Gaurica. O să mă prind de peretele ăsta? Nu. Întrebam. Nu vă certați. Bun, deci o să-mi ia extraordinar de mult până o să-mi fac reflexele. Dă-mi un pic de regen aici, te rog. Până o să-mi fac reflexele cu combo-urile, pentru că sunt foarte multe, adică... Nu știu, e unul... Uite, ăsta, dar nu-mi dau seama cum... Ok, deci nu în față. Ok, trebuie să apăs în același timp în față. Da, shift, space, click. Nu. Uite că nu mi-l ia tot timpul, mă. Ok, deci shift, space, click. Na. Ok, deci shift, space și după aia click-ul o mime de secundă după. Ah, comburile vieții. O să fie de obișnuit cu chestia asta. Măi, trebuie neapărat să mă uit, pentru că în Darksiders 1 și din câte văd eu până în momentul de față, emulează destul de mult Darksiders 1, ceea ce îmi place enorm. Pentru că vă spuneam că mie 2-ul nu m-a încălzit la sufletel. Dar în primul aveai locuri secrete unde puteai să găsești părți dintr-o armură dintr-o asta legendară. Hey, come on! Ce are, mă? Dude, what the hell? Ok, chestia asta nu-mi convine. M-aș aștepta să fie mai... Să pot să sar mai mult. Am acces la vreo hartă ceva. Bun, relive, chestii. Asta e Barbs of Scorn, weapons. Nu, asta e de Darksiders 2. Nu vreau. Armura de bază echipată. Ok, asta e semn bun. Și uite combo-urile, mă. Cross slash, click, spamează, executioner, 1, 2, 3, 4, 5, rude awakening, V plus shift, după aia, what the hell, dude? Chain cycle, present hold, nu știu ce, bine, mă enervează că aici nu ai escape, ai backspace. I would be remiss in my duties if I didn't point out that even with the talisman, locating the other deadly sins will prove a challenge. Finding envy was easy enough. That was a gift, one I would not count on receiving twice. Envy was also by far the weakest. Da, că o să fie mai greu să găsim celelalte. Anything else to add? Only what I assume you already know. The armies of both heaven and hell have cordoned off the world of man into various areas of influence. Look around us. The upheaval we have seen is the very personification of the struggle between order and chaos. You have set for yourself an unenviable task, given these environs. Environs? That's what makes it fun. The other sins are hiding across this shattered world. They strike at angels and demons alike in their own selfish bids for power. Their hubris will lead me right to them. Perhaps, but you will need assistance. Okay. Whatever I need, I will take, Watcher. Bun, deci ce ne zice? Ne zice că lumea oamenilor este împărțită în momentul de față între demoni și îngeri, în principal, și bineînțeles că și aceste păcate, m-a fost acum envy, invidia, doresc să aibă porțiunile lor de control, da? Deci un fel de mob bosses, mafie, ceva de genul ăsta, da? Și că o să ai nevoie de ajutor, că nu o să fie atât de ușor, la care, bineînțeles, răspunsul este orice am nevoie o să iau. I will take. Care e faza cu Watcher-ul? Watcher-ul este pur și simplu un fel de cameră de securitate trimisă de către Consiliu. Asta era ideea cu Watcher-ii. În War, în primul, Watcher-ul nu avea atitudinea asta de... cum să zic... Come on, așa. De serviabilitate, ca să zicem așa. Super. Ăsta cred că e un semn că nu ne mai întoarcem. E bine. Ce e aici? Ăsta pare un loc de unde ar putea ieși Vulgrim. I knew that war would one day unleash all this. But seeing it. It's just all impressive. May I remind you of this? Da, deci dacă puțin pur și simplu apăsat își face treaba, nu trebuie să clică ca nebun, am înțeles. Am făcut un comentariu că văzând toate... ăsta e unul din demonii inițiali, dude, fii atent cum arată. Ok. Vreau să dai, ok, full bar of... da, am... Atacul de furie, când se umple bara de furie, aia zice.
Poți să faci un atac din ăsta foarte, foarte puternic. Numai că... Come on! Fără frică! Numai că atacul ăla, din câte am văzut eu, nu este... Nu are o rază foarte mare, nu este AOE. Este mai degrabă un... ceva, un stomp pe loc. Om trebuie și om vedea, poate găsim ceva mai interesant. Opa, o luminiță aici? What? What? Ce random! Ce aici, mă? Ixis. Ok. Ia, stai așa, secrete? 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 Yoga. Busted junk. Dude, secrete? Aud ceva. Vreau secrete. Hello. Ce face băieții? Medium lor. Ai, du-te mă de aici, mă. Ok, și aici putem să sărim în sus ceva? Aud pași în sus. A, vin băieții de jos. Măi, tâlharule mic ce ești. Ok, în partea asta nimic. Healing shard, deja am luat două, perfect, e bine, e superb. E zona de platforming, da. Darksiders în general sunt cunoscuți pentru platforming și un pic de puzzle din când în când. Deci o să avem de-a face și cu chestii de genul ăsta. La un moment dat, între bătaia continuă. Bine, am găsit aici o găurică mică. Dude, trecem în first person? Cât de tare! Cât de freaking awesome! Ok! Cum ar arăta să dai cu arma din first person? Cred că oribil. Mamă, deci arată aberration, mă. Mă jur, deci arată arc aberration. Ah, super, stai că e unul cu arc acolo. Ei, băieți! Dă un pui mei de treabă! Mai că am rezolvat pe ăștia doi. Nu știu dacă o să pot neneana să rezolv la timp. Hai să încercăm să fugim. Nu, come on. Aha. Cum am făcut pe asta? Cum am făcut-o pe aia de l-am luat în sus? Nu! Cum că vreau să știu? Dă un rigel, mă frec, avem nevoie. Oh, cât de epic a fost! Ok, avem băieți. Mamă, frate, deci au distrus pământul de au crescut stânci. Oare pot să ne jucăm și stealth, mă, un picuț? Că prima dată trebuie pe nenea cu... Oh! Dude, cum vreau? Da, deci cu dojo ăla în față. What the hell is that? Stai așa, a zis că e un demon acolo cu spatele la noi? What the hell was that? Ce cu băiatul ăla? Stai că poate discutăm cu el ceva. Opa, pe aici putem să mergem mai departe. Fii atent că astea sunt trial chambers ceva. Chestii, mini dungeon-uri separate. Ia. What the hell? O, nebunule! M-a dat un pic. Oh, ce-mi place! Shift, da, bam! Da! Ok, pe aici nu știu dacă putem să mergem. Ok, s-ar putea să fie unele zone care să fie accesibile. Enhancements can be socketed into a weapon from your weapon's inventory. Mă, socketed enchantment will confer an active benefit to the weapon and pass to fury. Deci putem să ne upgradăm arma. Stai puțin, hai să discutăm. Inventar. Tu aici ai un singur socket. Equip enhancement. Așa, physical and arcane damage with this weapon plus 5% la sănătate.
I seek strength of heart and of arms. Dude. Păi și hai, gata, ăsta atâta? Enter. Y. Apoi se intre și nu se întâmplă nimic. De ce nu se întâmplă absolut nimic? S-ar putea să fie o problemă, Rizium? Da, nu știu, s-ar putea să fie o problemă ceva. Încă o dată, Y, dude, enter, nimic. Backspace. Da, văd că momentan... Da, nu, că e pentru armă. S-ar putea să fie un bug, s-ar putea să fie o chestie dubioasă pe parcursul, să aflăm plus mai multe. Poate că există supraviețuitori umani. Chestia asta nu mă îngrijorează pe mine, Watchere. Ok, aud chestii, dar le aud pe sus. Copacul ăsta e impresionant. Maker tree. Astea nu sunt copacii care, zi, portaluri? Erau copaci portaluri, dude, la un moment dat în Darksiders 2. Ok, fraților, pauză publicitară aici. Al vostru dragi scumpi nene, Sky, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Mamă nene, Darksiders 3, finally, oh my god. Și până în momentul de față pare să ia foarte mult din primul Darksiders, ceea ce mă bucură incredibil de tare. Asta mă bucură extraordinar de tare. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un comentariu, un share, poate un mic abonare. Dacă n-ați făcut-o deja, bună seara, bucurie și bună seara, mia. Toare!